Am o întrebare pentru voi, băi și fete. Dintre Izabela, Răzvan, Magdalena și eu, cine credeți că este cel mai tare gamer? Bă, fie vorba de eu cred că eu sunt, adică nu cred că e... Nu cred că e discuție. Este destul de clar, nu? Dar, Răzvane, ai dreptate. Adică, bă, sincer, fie vorba, Eu sunt, tu ești. Tu ești cel mai tare gamer. Bă, Răzvane, cred că n-ai câștigat un challenge în viața ta. Ai câștigat unele pe care... Bă, deci, băi, și fete, dacă stau să mă gândesc... Acum, Răzvanel stă mult pe calculator, poate el câștigă. Păi degeaba stă mult pe calculator dacă tu nu știi să se joace. Mă ajută să am câștigat punct. Bă, fie vorba într-un fel, nu cred că mi-aduc aminte de vreun challenge pe care Răzvan să-l fi câștigat corect. Nu cred că există. De fără să trișeze, fără să aibă un noroc, chiar nici măcar n-are rost să facem challenge-ul ăsta. Ei bine, băi și fete, astăzi vom vedea cine poate să construiască cea mai tare cameră de gaming secretă. Știe toată lumea că eu sunt cel mai tare gamer și vom vedea cine este într-adevăr cel mai tare gamer dintre noi. Deci după cum puteți vedea, fiecare dintre noi are plotul lui, toată lumea poate să construiască și să-și facă o cameră de gaming secretă, da? Avem 20 de minute la dispoziție, 1, 2, 3 și start, let's go! Băi și fete, eu o să fac ceva foarte tare, o să pun copaci peste tot. Ah, uitați-vă, gamerul, profesionist. Acest gamer profesionist. Vai de capul și de zilele lui. În fine, eu o să pun copaci peste tot băieți și fete și după o să încep să-mi fac camera de gaming. O să o, să o fac secret. Mă văd cum Magdalena am deja început cu lână de asta roz. Fie vorba într-un față, băi, că sunt cel mai bun gamer. Adică eu nu m-am jucat numai Minecraft cum să juca și șoarecul ăsta de răzvan. Eu m-am jucat și Red Dead Redemption 2, m-am jucat și Counter-Strike, m-am jucat și puțin Roblox, băi și fete, adică sunt foarte multe, foarte multe de astea în care n-aș vrea să intru. O să punem peste tot, deci avem 20 de minute pe ceas, eu am timerul acolo ca să fie totul bine. O să pun peste tot, uite de astea, saca paca, da? Ca să nu fie, să nu fie vreo problemă. Bun, punem așa punem așa, o să punem de ăștia copaci de ăștia și undeva, băi, și fete, o să fie o intrare. Băi, ăsta e de ce nu? Pune, bă, așa. Undeva o să fie o intrare în, în camera mea de gaming secretă. Ok. Ok. Ok, bun, mamă, stai. Mm. Asta cred că, că o să pun mai jos. Mamă, dar, mamă, văd că băi și fete Magdalena, cred că... Adică habar n ce facem, mamă, ia vedeți că Izabela, băi, ideea e că acum nu trebuie să ne facem camera de chimise, că trebuie să facem așa ascunzi și într-un fel, frate, știți? Adică camu camuflarea. Saca, paca, mama, deci aici sunt prea multe de astea și nu pot să crească copacul. Bun, hai să punem și aici. A? Da, vedeți că eu, spre deosebire, oh, ok, se pare că are cu de răzvan mă copiază, da, wow, șocant. A făcut asta ceva bine în viața lui fără să mă ocupeze pe mine? Probabil că nu. Bun, facem așa. Mergem în... Cum îmi zice? Mergem în partea asta, uite, și... Fix aici, cred că o să facem, băi și fete. Fix aici o să facem... <coughs> o să facem camera secretă de gaming. Bă, deci am deja... Am trei... Cum îi spunem? Am trei... Am trei idei de camere, într-un fel. Adică o să fie o cameră de gaming cu trei camere diferite. Fiți atenți. Deci... O să mergem în jos, uite, fix aici și de aici o să începă construcția camerei de gaming, da, care o să aibă un perete de 4, așa. Iar aici în față, băi și fete, o să fie un hol. Da? Iar holul acesta, stați iau niște torțe. O să mamă, ok, se pare că cineva trage, îl rog să nu mai tragă. Punem așa holul ăsta o să fie intrarea pentru cele trei camere de gaming diferite. O să am așa. O să am o cameră de gaming uh, normală, o să am o cameră de gaming cu mai multe calculatoare și o să am o cameră de gaming pentru YouTuber, da? Deci unde pot YouTuberii să filmeze și chestii de genul, deci vor fi trei camere diferite. Dar ia stați că, uite, o să mai pun încă un strat în partea asta și încă un strat în... Ba nu, hai încă două straturi. Așa, uite, ca să fie mai multe straturi, ca bă, și camera asta să fie frumoasă că, adică, și zic că asta să fie o mini cameră. Așa, bun. Saca paca, am făcut tot. Bă, cred că, că am făcut-o, nu? Avem patru în partea asta, patru în partea asta. Iar acum hai să vedem cum o să facem camerele mai exact, băi și fete. Deci am spart toate astea. Și o să o facem așa. Prima dată, deci asta va fi camera de gaming uh, principală, da? Mergem aici. Oh, nu, aici gravel. Lasă ca o să văd cum o să o fac. Bă, nu o să fie o cameră atât de mare. Hai să o facem, uite, trei în partea asta. Trei în partea asta și te să o ducem până... Uite, până aici, da? Hai să nu fie atât de mare, că până la urmă, băi, șfete, este o cameră de gaming doar pentru mine, știi? Adică n-am -am nevoie de așa de mult spațiu. Punem așa. După aia, gen care o să fie camera de gaming cu mai multe calculatoare, acolo o să avem nevoie de mai mult spațiu. Și după aia de vlog, cred că de vlog de, de, YouTube, cred că o să fie simplă. Ok, punem și așa. Și după ce facem scheletele astea, băi și fete, și vedem ce, ce facem, o să mergem și în celelalte camere secrete de gaming pe care le construiesc adversarii mei. Să vedem care e treaba și cu ele, da? Uite, punem așa, țaca-paca. Dupa, oh, uite, aici facem o intrare cu două, aici o intrare cu două. Asta va fi asta de vlog, da, care v-am zis că o să fie destul de simplă. Asta o și mai mică decât aia de gaming. Uite, eu zic că până în partea asta e ok, aici e ok, da. Eu zic că e ok, da. E o cameră micuță de vlog. Sper că am și modul care mi-adaugă... Uh, care mi-adaugă dalea, cum le spune băi și fete butoane de la YouTube. Dar nu știu dacă... Dacă adaug asta, modul ăsta, modurile pe care le am. Bun, bă, ceva simplu, ceva clasic, ceva frumos. Iar acum, în partea asta dreaptă, va fi camera de gaming adevărată, da? Care va fi... Bă, stai, cât să fie? 3 într-o... Bă, nu, sau? Po Pot să mă duc pe 4 într-o parte? Na, na, na. Bă, va fi 3 într-o parte. Da, acum a fost și aia normală. 4 în sus. Deci 3 în partea asta. 3 în partea asta. Și, mamă, stai 3. 3 să nu... Să nu exagerăm, așa. Iar în față, băi și fete, uite, va fi atâta. 1, 2, 3. Bun, bun, ok. Eu zic că... O făcurăm destul de mare și aici. Băi, asta sunt bani niște TNT-uri. Asta explodează TNT-ul. Poate, fraților, putem să spargem mai rapid. Că știți că... Dacă știți... Stați două secunde. Stați. Ok. Dacă știți istorie, băi și fete, știți că TNT-ul inițial pentru asta a fost conceput, da? TNT-ul a fost conceput ca să se spargă piatra în el, nu să se facă prostii cu el. Uitați-vă în ce stadiu a ajuns sărăm, da? Deci nu... Nu e prea bine ce, ce s-a făcut cu el. Bun, uite, stai. Uite, să punem... Uh... Uite, punem așa și uite, punem și în partea asta așa. Hai să vedem dacă o să se spargă tare. Bă, eu, eu, eu zic că să -o, o spar mișto. Ia vedeți. Eu zic că să o spar destul de mișto. V-am zis, băi și fete, boi putem să folosim și TNT-ul dacă îl folosim normal. Uite și până aici, da? Până aici o să se facă camera de gaming. Ia să scrie că mai pot să pun un... A, ah, ba, Sau? Bă, nu cred că mai merge un TNT. Că după cum puteți vedea, după ce am spart deja fundația asta mare, deja, deja se întâmplă prostii și nu vrem asta. Tăiem rapid aici, punem torța așa. Bum, bum, bum. Și după mergem și vedem la alții. Băi, asta e. 1, 2, 3. A, deci trebuie să spargem și aici. Mă miram eu că e ceva sus pe mamă? Ok, dar camera asta chiar e mare. Bă, asta o să fie, chiar dacă e foarte mare, o să fie și cea mai ușor de făcut. Pentru că tot ce o să trebuiască să facem va fi să punem calculatoare, să facem același birou de mai multe ori. Bun, hai să vedem. Mergem sus. Let's go să vedem, să vedem ce fac ceilalți bă, și fete. Ok, se pare că Răzvan face o cameră de gaming în copac, vai de capul lui. Uh, Izabela... Hopa, în... Izabela e acolo jos, ok. Și Magdalena. Mai ales, da, Magdalena, ce faci? ha? Ia vino. Ok, nice. Asta e nice, asta e nice. Ok, și aici văd că se pregătește camera de game. Ok, foarte tare. E ok că o să câștig challenge-ul ăsta. Fie vorba între noi și fete, nu prea am emoții. Bun, haideți să mergem aici să vedem care e treaba. Deci aici, după cum v-am zis, în lobby. Prima dată, ce va trebui să fac, va fi să schimb toată chestia asta cu gen să schimb absolut toate astea să le fac cu black concrete. Ok băieți și fete, ia vedeți ce am făcut, am schimbat toți pereții cu black concrete, asta ba, a durat foarte foarte mult. Ideea e că ceilalți cred că au un avantaj mult mai mare al timpului față de mine pentru că ei probabil deja au terminat, însă eu o să termin foarte foarte rapid și deci, după cum v-am zis fraților, haideți prima să punem ușile și să catalogăm să spunem așa camerele. Poți să mergem cu uși negre, a, ah, nu, 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 arată ură, rău de tot, nu stai Punem alt fel de uși Asta-i să mă gândesc Hmm, ce, uite Bă, uite, putem să punem uși uh, Ia stă că nici nu știu Cum se numesc Uși dalea de glas Sau nu? A, ah, nu, no, nu prea arată bine Nu prea arată bine Orice ar fi, a, ah, bine, băi fete, o să mă duc pe ușa de asta ok Ușa de asta, ușa de asta, ușa de asta, ușa de asta, bun. Iar aici o să punem cu signurile. Ce avem aici? Camera gaming, camera YouTube. Așa, iar aici, cum mi spune, camera calculatoare gaming. Prima dată o să intrăm în lobby-ul acesta, unde va trebui să avem un carpet pe jos, hai să punem ceva. Uite, bă, hai să facem cu roșu, da? Red punem așa. Cum? Hmm. Deci să punem și prostia asta așa. Așa, așa. Bă. Bă, cred că e bine. Uite, intrăm așa, perfect. Aici, într-o parte, avem așa. Aici, într-o parte, avem așa. Hai să punem și... Uite aici avem așa... Bă, ia vedeți! Ia vedeți băi și fete! BOOM! Nice! Punem două floricele... Așa... Nice! Bun! Deci asta este lobby Dar... Sunt să aici asta e ventilator... Avem ceva? Nu, no, nu, no, nu... No. Băi, asta e light! Ceva de-aia Uh, sau lamp. Ah, uite, lamp, neon lamp. Uite de asta. Bom, avem neon lamp aici. Stai. Neon lamp așa, țacă, paca. Acum, mai departe, intrăm în camera de gaming. În camera de gaming, fraților, iară, ceva foarte simplu. Uh, fiți atenți, aici, bă, cineva trage, doamne, iată, mi-a să nu mai tragă. Stăți două secunde, că o să mă duc imediat acolo. Uite, facem așa. După punem și un televizor, pe vreau un televizor de ăsta gigantic. De asta prima dată să... Hmm. să fac ceva aici cu black, să pun... Să pun ăsta, ăsta-i... Wooden table... Uite, așa, single black table. Boom! Așa. După, aici să punem, uite, așa. Să punem screen -urile. Uite astea. Saca. Paca. PC-ul jos. Headphones avem, nu. Microfon. N-avem nici asta. Chair Ia. Uite, asta roșu și bă, cred că terminarul aici. Asta e. Punem așa, punem așa, punem așa, punem așa, punem așa. Asta e camera de gaming. Da, mm, dar parcă lipsește ceva, mă, fraților. Ia stai, uite. Trebuie să punem și asta. Uite așa. Parcă arată cumva. Aha, ok. Și televizorul ăsta. Asta e camera de gaming. După asta e camera de calculatoare de gaming. Asta e mai simplă. Fiți atenți cum facem. Deci punem, uite, așa. Boom. Boom. Iar aici, între ei, ce să punem? Niște fensuri. Uite, de-astea. Ia vedeți. Bun. Bă, ok. Deci avem 3. 3 cu 3. Bă. De fapt, stați. Facem așa. Bă, asta e. Aici de unde vine lumina? A, de la. Astea nu trebuie, am nevoie. Pau, 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 așa. Camera de gaming. Aici avem camera calculatoare gaming, unde la fel o să avem pau, 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 pau. Așa. Unde o să punem... Uitați-vă astea. Le punem așa. Iar după, la fiecare dată... Ok, și ceva, trebuie să punem... 1, 2, așa. La fiecare de asta o să punem așa, așa. Iar acolo, băi și fete, nu mai puteți să mai facem încă o aia că e prea puțin loc. Punem așa. Hai să luăm și PC-ul. Roșu, îl punem aici. Bom, PC roșu. Bom, PC roșu. Bom, bom, bom. Bom, bom. Și cerul să fie... desta negru. Pam. Pam. Ia vedeți. Băi, asta este raiul oricărui grup de prieteni. Punem așa. Așa. Țaca, paca, perfect. Și după avem ultima camera de YouTube, unde avem nevoie de o cameră de filmat. Uite să arate așa. Bă, mi-e ciudă că nu avem un green screen sau ceva. De asta e light. Stai că poate avem o o lumină care poate să... Asta e o lampă mișto. Bă, nu cred că avem fie vorba între noi. Dar uite, o să facem așa. Uite. Uite, camera de YouTube o să fie, uite... Așa, uite, asta o să te filmeze. Și tu o să te joci pe calculator. Nu, 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 fiți atenți, băiți, că am altă idee. Deci, uite, mergem aici, punem asta aici. Și după... Na, nu-i bine, nu-i bine nici asta. Bă, cred că o să fie simplu, fiți atenți. Punem așa. Aici punem un dosta, Punem aici niște lămpi. Uite, punem chiar așa. Și aici, în spate, să avem uh, ceva wall. Ia să vedem. Uite, ceva așa cu bookshelf. Să pare că suntem inteligenți. Ia uite. Bookshelf. Ia vedeți. Dar să pară măcar. Așa. Mm. Bom. Mamă da, mamă da ce prost se pun astea, așa și poate să le punem și aici. Ok, 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 nice! Bun băi, și fete, vedeți, asta este cadrul pentru un vlog inteligent. Bun, am terminat, hai să vedem dacă, să vedem dacă și ceilalți au terminat. Let's go, să vedem care-i treaba, hopa, cineva aici m-a trollat din câte pot vedea. Toată lumea este gata? M -a, m -a, ok, ok, ok. Toată mai este gata? Magdalena, ești gata? Da? Răzvan, șoricelule, da? Și Izabela, tu ești gata? Da, bun. Haideți să începem de aici cu Răzvan, băi și fete. Ok. Bă, Răzvan a făcut ceva drăguț rău de tot, după cum puteți vedea. Bun. Și după aici este intrarea în camera lui de gaming secretă. Acum, bă, arată destul de ok, dar na, până orică, să să la urmă ce așteptăr să vând cu de Răzvan? Bă, și are ce, nu știu ce să zic. Arată de 10 ori mai bine decât, decât orice ai fi făcut tu. <laughs> da. Bă, bă, arată drăguț. Arată drăguț, băi. Eu, băi, și fetei, dau un 7 cinstit. Un 7 cinstit. 7, păi ce? Ce, meriți mai mulți? E de nota 11. Bă, arată foarte drăguț, arată așa și în stilul de Crăciun, chiar dacă a pus dăștia de junglă, deci nu are sens, arată în stilul de Crăciun, bă, arată drăguț, un, uh, hai, un 7,50 cinstit. Magdalena Scumpo, hai să vedem la Magdalena, e de 10 ori, stai, stai, ce ai zis Magdalena? Bravo Răzvan, da, în fine. De unde e Izabela? Izabela, vină și tu. Hai să... Am zis că îi dădeam 10 lor Răzvan. Nu știu ce să zic. Hai să duc și la Magdalena, băi, și fete. Ok. Ok, vedem că avem mai... Ok, ok, bun. Arată oribil. Mergem mai jos. Ok. Bui, mm. uh, băi, lasă aia. Uh, da. Băi, și fete, dacă ce n-aș <laughs> E Pavela e prea, sinceră. Dacă stau să mă gândesc dacă lui Răzvan, dacă mi de asta e de 5, da, exact, asta vreau să zic și eu, dacă lui Răzvan i-am dat un 7 50 cinstit, că că lui Magdalena i-ai dau un 5, Magdalena scump, o ce te chinei, efectiv ai făcut o cameră, cea mai mică cameră de gaming care n-are niciun sens, în primul rând, de ce sunt două tasta, atât, de ce sunt în fine, și după aici jos, da, înțeleg că ăsta este locușorul tău în care dormi, în care faci astea, dar... Mm. Se putea și mai bine, se putea mult mai bine după părerea mea, așa, acum hai să mergem la cea mai tare cameră de gaming secretă, mai exact camera mea de gaming, veniți după mine, este cea mai tare cameră de gaming secretă, unde sunt alte 3 camere de gaming, boom, ia vedeți aici, boom, 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 boom Prima dată, haideți că o să vă prezint. Avem camera de calculatoare pentru gaming, unde vine toată lumea să se joace, să fie totul bine, da? Deci aici loc pentru toată lumea. Blea ce oribil, doamne, barată, arată mult mai șmecher decât la tine. După avem camera de gaming principală, da? În care cineva văd că pune blocuri peste tot, n-are ce să facă. Bun, deci arată foarte, foarte drăguț. Iar după cea mai tare cameră, tot oribil, în fine, este camera de YouTube, unde trebuie să veniți pe aici. Bum, aici se filmează, a? altceva. Oh, aia zic, aia zic, ce tare. Ce notă dați? Nota 100, let's go, let's go. E de maxim 6. Păi înseamnă că al tău e de 4, dacă ăsta e de maxim 6, fie vorba între noi. <laughs> A noi de nota 10, vai de capul tău. Ce ai zis de camera mea, Marius? Magdala, n-a fie vorba între noi, este tu de nota 5, băi, Mi se pare că eu... Bă, nu mai faci așa. Mi se pare că eu am cea mai tare cameră de gaming până acum. Dar hai să vedem ce a făcut și Izabela. Izabela, scumpo, bănuiesc că, uh, să ne arăți și tu pe unde intrăm pe aici, că nu vreau să sparg. A, ah, uite! O, oh, mamă! bă! Bucitare, ce tare! Vezi, știe să facă, nu tu, șarec mic. Mamă, bă, taci. Wow, ok. Oh, wow, ok, fraților. Uh, doar atât? Da. <laughs> ce ne <de> Mă <-a? laughs> uh, Ce prea de frigiderul ăsta? Bă, bă ce părere să <laughs> Na, băi, băi, bă, și uite, fie vorba între noi, eu credeam că... Eu am făcut o pădure întreagă, băi, Izabela, să știi, fie vorba între noi, ne-ai dat pe spate cu intrarea asta, deci chiar a fost o intrare bună, bă, dar uh, și-am lucrat o grămadă, nu știu, nu știu. Hai să mergem sus, să alegem câștigătorul, bă, fie vorba între noi, și vede, nu știu, băi, Izabela ne-a dat, băi, nu mai sparge, ia să spargem noi lușoare cu asta, să spargem tot, oricum nu merită. A, ia, uite-te-le, uite te, -le -le, uite -te -le -le. Bun, fiți atenți băieți și fete, haideți să alegem cine este marele câștigător. Fie vorba între noi, eu cred că eu sunt marele câștigător. Izabela Scumpo, tu chiar aveai șanse. Uh, chiar aveai șanse, uite la mea, spar cu tine, tio, doamne, iartă -mă. Chiar aveai șanse dacă făceai și tu ceva, Ca acolo ai făcut o mini cameră. Și ce zic? Ia să spargem la ușoare cu asta tot, că oricum nu merită. Uitați-vă ce oribil arată tot la el. Bă, voi vă dați seama că ăsta e atât de inteligent, oam, uitați-vă el. Inteligentul. Inteligentul familiei. Deci, bă, ăsta e atât de inteligent că a spart tot, dar, dar nu mi a spart camere de gaming, voi vedeți? Bă, băi, și uite, camerele de gaming sunt intacte. Sunt intacte. El a spart asta, dar... În fine, băi, asta înseamnă camera de gaming secretă pe bune, băi. Nu asta. Bun, schimb și voi la comentarii, băi, și fete, cine credeți că a câștigat challenge-ul ăsta? Eu zic că eu, dar acum, da, fiecare cu, cu părerea lui.